Bună ziua! Iată, în sfârșit, în acest moment urmează să aibă loc semnarea documentelor oficiale de preluare a activelor de către RomGaz de la Exxon pentru ceea ce înseamnă 50% din perimetrul Neptun Deep. Este activitatea care a fost pregătită astfel încât să putem să continuăm demersurile de la nivelul guvernului pentru a putea să dezvoltăm tot ceea ce înseamnă capacitatea statului român de a-și îndeplini obiectivul pentru a deveni independent din punct de vedere al resurselor energetice, iar gazul este una dintre ele. Și prin acest act prin care astăzi vom reuși să demarăm procesul prin care nu mai târziu de 2026 gazele vor fi extrase din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, împreună RomGaz cu compania OMV Petrom, ne vom îndeplini obiectivul pe care l-am asumat astfel încât să putem să asigurăm necesarul de gaz pentru consumul propriu, iar ținând cont că estimările ne dau garanții că există cantități suficiente de mari, să putem să asigurăm gaz și pentru vecinii noștri, atât din regiune cât și din Uniunea Europeană. Practic, prin ceea ce se va realiza, vom asigura dezvoltarea a capacităților proprii, astfel încât să putem să ne înscriem și în ceea ce am asumat prin proiectul de lege offshore pe care l-am înaintat luna trecută în Parlament și asigurăm în felul acesta și stabilitate și predictibilitate întregului domeniu energetic din România. Vreau să le mulțumesc celor două companii prezente aici, pentru că a fost o muncă pe care au derulat-o intens în ultima perioadă de timp. Și, de asemenea, vreau să le cer celor de la RomGaz ca, împreună cu reprezentanții companiei OMV Petrom, să înceapă cât mai degrabă procesul de investiții în Marea Neagră și să reușim pe cât posibil ca procesul de extracție a gazelor să se întâmple cel puțin la termenul asumat finele anului 2026. Vă mulțumesc încă o dată tuturor, domnule ministru. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Da, pot spune că astăzi asistăm la prima cărămidă pentru independența energetică a României, așa cum a spus și domnul prim-ministru. Clădim independența energetică, independența resurselor energetice și astăzi, practic, asistăm și la prima cărămidă a unui dintre cele mai mari proiecte de investiții din România. Vorbim de miliarde de euro ce vor fi investite pentru extragerea gazelor din Marea Neagră. Vorbim de investiții în orizontală, investiții pentru a putea scoate aceste gaze naturale și alături de investițiile din zona nucleară, cred că vorbim de cele mai mari investiții energetice din România. Îmi doresc să finalizăm cât mai repede această tranzacție, pașii următori să urmeze cât mai repede și îmi doresc ca cel mai târziu, la sfârșitul 2026, poate de ce nu începutul 2026, gazele
naturale din Marea Neagră să intre în Sistemul Național de Transport și România să devină și un furnizor de securitate energetică regional, așa cum e normal să fie. Avem resurse energetice, atât gaze naturale, sunt convins că o să avem resurse energetice de energie electrică și vom deveni un furnizor de securitate regională, atât din punct de vedere al gazului natural, cât și al energiei electrice. Mulțumesc!